Vremea deosebit de caldă i-a făcut pe locuitorii orașului să iasă la plimbare. Cei care nu au plecat din localitate și nici la iarbă verde în mini-vacanța de 1 mai s-au distrat pe platoul Casei de Cultură din centrul civic al orașului. Comercianții și-au instalat terasele și grătarele, dar și caruselele și topoganele. Dacă părinții s-au delectat la terase cu produse tradiționale, puștii au profitat și ei din plin de carusel și topogan. Micuții au luat cu asalt zonele special amenajate și s-au distrat pe cinste. Pentru a le face poftele, părinții au scos câte 5 lei din buzunar pentru o tură cu caruselul.